Nostro? Da. Haide să scriem aici, măcar. Mi-am este de 1160 de lei. În 15 zile, la dumneavoastră aveți dreptul să achitați cu 435 de lei, jumătate din minimul amenzii. Să știu ce obiecțiune aveți dumneavoastră? Nu, vreau să știu. Nu puteți să vă, asta îl filmați dumneavoastră, nu la mine. Vreau să... Am tot dreptul. După ce vi le dau dumneavoastră, aveți tot dreptul. Păi vreau să știu pentru ce am luat. Și ați condus auto marca Ford Mondeo cu numărul de circulație provizorie, da. OT020682 pe strada principală numărul 60 din orașul Podcoava, fără a avea asupra dumneavoastră actul de identitate și permisul de conducere categoria B, seria O001533. Ce v-ați gândit? Hai să-i dau maxim. Nici m-am gândit. Asta este rămâne. Bun, da, corect, da. Aveți obiecțiuni ceva? Da, obiecțiuni. Ce obiecțiuni aveți? În primul rând. În primul rând, vă rog frumos să vă prezentați încă o dată, că nu am înțeles că vreau să scriu obiecții. Nu mă filmați fără dreptul meu. Nu vă filmez la față, eu filmez doar asta. Am tot dreptul. Ca să știți. Am tot dreptul, vă arăt și... Așa. Vă arăt. Da, semnez, bineînțeles. Da? Da. Ce obiecțiuni aveți dumneavoastră? Deci am fost oprit de către agentul bunului dumneavoastră. Așa. Păi scrieți. Vă ascult. Nu, păi scrieți. Păi spuneți până la capăt, că am avut frază. Mie-mi vin ideile un pic mai greu. Nu poți să scrii orice spuneți dumneavoastră. Deci a fost oprit de către agentul, da. Așa, pe raza comunei Podcoava. Este oraș? Oraș, mă rog, da, oraș. Orașul Podcoava. Neputând prezenta temporar actul de identitate și permisul de conducere, deoarece le aveam în cealaltă mașină care se afla la 4 km. Bun. Deci, mențiuni. Nu ați putut prezenta actul de identitate și permisul de conducere, deoarece le aveați în altă mașină. Da. Mai pe scurt. Da? Semnați procesul verbal? Da. Prezentând actul de identitate și permisul ulterior. Corect. Nu a putut. Dar scrieți ce v-am spus eu. Prezenta. Domnul, scrieți cum v-am spus eu. Asta a spus. Păi nu a spus asta, a spus. Prezenta am fost oprit de către agentul. Vă rog frumos, așa mi s-a spus la 112, am sunat și a spus, scrie acolo și poți să faci contestații. Altfel, agentul, ia uite-l, agent șef adjunct, este numele meu trecut aici, Petre Moris, mă numesc. Petre, nu a putut prezenta actul de am fost oprit de către, vă rog frumos, toată, e tot, e dreptul meu ăsta, nu-mi încălcați dreptul. Apare numele meu în două locuri, dar eu vreau să aici, la mențiun chestia aici. Asta. Apare numele meu în două locuri. Dumneavoastră trebuie dacă să... este relevant a treia oară. Semnați sau nu semnați proces verbal? Eu vă semnez, dar trebuie, sunteți obligat să-mi scrieți la mențiun. Sunteți polițist. Vorme polițist. Ultimele polițist prezenta actul de identitate și permisul. Au depus un jurământ ca și dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să vă respectați atribuțiile de serviciu de conducere. Deoarece documentele se aflau unde? În cealaltă mașină. Documentele se aflau într-un alt autoturism, da? Da. Ele au fost prezentate ulterior? Acestea au fost prezentate ulterior, da? Dar să știi să nu mai faci niciodată așa ceva. Să nu mai faceți că n-am făcut o școală împreună, da? Nu, dar să nu mai faceți, asta am zis. Așa. Contravenient? Aici? Da. Deci să nu mai facem și încă o dată jos la unde am scris eu obiecțiunile dumneavoastră, deci, că vine menține. Eu plătesc aici sub ce acolo. Eu plătesc. Nu mai aruncați așa pixul că este al meu, vă rog. Eu nu v-am aruncat documentul așa. Nu, mă scuzați, a fost o prostie. Deci eu plătesc 48 de milioane la bugetul statului. Pentru ce? Și de ce plătesc dumneavoastră 48 de milioane? Și dumneavoastră pentru că lucrez. Pentru că aduc bani la stat. Credeți că dumneavoastră aveți alte pentru taxe că aduc bani la stat, pentru că circul în regulă. Același, dar de ce nu l-ați oprit? De ce nu l-ați oprit? Bună, domnul, de ce nu l-ați oprit pe la care m-a depășit? Vă rog frumos. Agentul la Podcoava. Mi-a iei 3-4. Deci, în urma apelului la 112, agentul nu a scris pe procesul verbal ceea ce eu i-am spus. A scris ceea ce a vrut dânsul. Da, da.